Președintele Klaus Iohannis exclude un guvern în care să fie incluși socialdemocrații, dar PSD insistă. Marcel Ciolacu susține că partidul său a câștigat alegerile, iar Constituția prevede că partidul câștigător este cel care dă și premierul pentru formarea noului executiv. Cu toate datele pe acest subiect, vine colega noastră, Gabriela Mihai. Bun găsit, Gabi, ești în direct. Am găsit, liderii socialdemocrați își doresc să fie primii care vor fi chemați la consultări la Palatul Cotroceni, astfel încât să poată veni și cu propunerea lor de premier în persoana lui Alexandru Rafila. Și spunea liderul socialdemocrat Marcel Ciolacu că dacă Partidul Socialdemocrat nu va fi primul care va fi chemat la consultări pentru că a câștigat alegerile, atunci socialdemocrații este posibil să nu se mai prezinte la aceste consultări, însă tot Marcel Ciolacu susținea că Partidul Social Democrat nu va susține un guvern în Parlament care nu este format din socialdemocrați și, în opinia sa, propunerea Partidului Social Democrat pentru premier este cea mai oportună pentru că în aceste momente de criză sanitară este nevoie de un specialist în sănătate. Așa cum spuneam, este vorba despre Alexandru Rafila. Așadar, socialdemocrații își doresc că fie un guvern format din socialdemocrați, fie un guvern de Uniune Națională, însă tot Alexandru Rafila ar trebui să fie premier. Rămâne însă de văzut până la urmă ce se va întâmpla, pentru că președintele României, Klaus Iohannis, a anunțat în mai multe rânduri că nu va fi de acord cu un guvern social-democrat și, în opinia sa, guvernul se conturează în jurul Partidului Național Liberal. Totodată vom vedea până la urmă ce se va întâmpla până când socialdemocrații vor lua o hotărâre în a face sau nu alianțe, pentru că deși Partidul Social-Democrat a câștigat alegerile, acum pare un partid izolat, neavând cu cine să facă o alianță în Parlament, astfel încât să aibă o majoritate politică.